Ca în fiecare an, târgujenii cu venituri sub 615 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor la plata facturii pentru încălzire. Cererile pentru încălzirea cu gaze se depun la toate cluburile vârstei a treia, în timp ce pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu energie electrică se vor primi la sediul Direcției Publice de Protecție Socială din strada Constantin Brâncuș. În ceea ce privește cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, acestea se vor primi la Clubul Pensionarilor din strada Olteniței. Nu vor lipsi însă anchetele efectuate de reprezentanții Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu. Anchetele sociale, odată cu solicitarea acestui drept, este obligatorie efectuarea anchetei sociale în ceea ce privește acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. Termenul este de 15 zile de la depunere. Valoarea ajutorului de încălzire a locuinței diferă în funcție de veniturile realizate de fiecare solicitant, dar și de tipul de încălzire utilizat. Cuantumul ajutorului de încălzire a locuinței este diferențiat pe tipuri de încălzire. În ceea ce privește ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze, este cuantumul care se acordă este între 20 lei și 262 de lei în funcție de venitul pe care familia îl realizează. Pentru încălzirea locuinței cu lemne, cuantumul care se acordă este între 16 lei și 54 de lei, iar pentru încălzirea cu energie electrică este între 48 de lei și 240 de lei. Reprezentanții administrației târgujiene se așteaptă ca și în acest an numărul cererilor de ajutor pentru încălzirea locuințelor să se ridice la aproximativ 5.000. Anul trecut, numai puțin de 4.500 de locuitori ai municipiului Târgu Jiu au beneficiat de ajutor din partea primăriei.